Recepția avansează, au fost în ultimele zile, ultima săptămână, au fost prezenți cei care au furnizat echipamente, inclusiv echipa de belgieni care a făcut probele pentru bazinul cu valuri și tot ce este funcțional în zona respectivă. În jurul datei de 1 august, zic eu că ar fi o dată realistă de inaugurarea acestui water park cu autorizațiile pe care are nevoie, cu recepția, cu funcționalitatea, cu parcare, cu tot ce trebuie. Și la Spitalul Filantropia, recepția este întoi. În aceste zile se probează tot ce înseamnă sisteme de incendiu și alarmare și urmează să se mută în noua clădire 3 secții medicale și fizioterapia. Urmează perioada în care Spitalul Filantropia se mută cu personal, cu tot ce înseamnă aparatură care o au ei funcțională la ora asta. Să sperăm că undeva în cursul lunii august se finalizează toate aceste transferuri și el va fi în parametrii, eu știu, de funcționalitate maximă în cursul lunii, la începutul lunii septembrie.